Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O femeie din capitală acuză angajații spitalului de psihiatrie că i-ar fi bătut fiica internată acolo. Administrația instituției, dar și procuratura anchetează cazul. Încă 10 polițiști sunt bănuiți de tratament inuman în cazul lui Andrei Brăguță după ce procurorii au văzut imaginele de pe camerele de supraveghere din izolatorul Direcției Poliției Chișinău. Parlamentul a votat repetat un pachet de legi respins anterior de președintele Igor Dodon și îl obligă pe acesta să le promulge. A căzut grindină cât nu ca în această seară în mai multe localități din nord, iar mâine va ploua în toată țara și se va răci. O femeie din Chișinău acuză angajații spitalului de psihiatrie din capitală că i-ar fi bătut fiica internată acolo. Zilele trecute, femeia spune că a găsit copila cu fața zgâriată și plină de vânătăi. Administrația instituției a pornit o anchetă. La fel au făcut și procurorii sesizați de Avocații Poporului. Pe Irina Rotar am găsit-o astăzi cerșind pe viaductul din capitală. Femeia ne-a povestit că la începutul lunii septembrie și-a internat fiica la spitalul de psihiatrie din capitală. Tânăra are sindromul Cornelia de Lange, o formă de retard mental. Ar fi mers să o viziteze zilnic până săptămâna trecută. Четверг и в пятницу мне ее утром не вывели. Сказали, что она спит после укола. В субботу мне тоже ребенка не показали. Бабушка пошла вечером и увидела синяки на руках и на ногах. Воскресенье утром я пошла это дело сфотографировала, но с каждым днем синяки становились все больше. Femeia spune că cerșește în stradă deoarece nu poate să meargă la muncă, fiind nevoită să stea acasă cu fiica ei, care are nevoie de supraveghere permanentă. La spital unde tânăra este internată de 2 ori pe an, s-ar fi spus că tânăra s-ar fi automutilat. Она имеет привычку кидать, но не на себя, а от себя. Она себе лицо за 20 лет ни разу не поцарапала. У нее поцарапана вся левая щека, и уже на левой щеке вчера большой фингал. Contactat de Pro TV, vicedirectorul Spitalului de Psihiatrie, Iurie Pavlov, spune că a fost pornită o anchetă, iar pacienta a fost transferată în altă secție. A fost pornită o anchetă de serviciu. Ne angajăm ca ulterior să punem la dispoziție publicul larg rezultatele investigațiilor și măsuri luate. După ce ieri mama fetei s-a plâns pe o rețea de socializare și angajații oficiului Avocatului Poporului au început să investigheze acest caz și au mers la spital. Proveniența acestor leziuni urmează a fi stabilite de organele procuraturii care sunt investite cu aceste atribuții. Paralel, Procuratura Municipală Chișinău a pornit un proces penal pe cazul dat. Procurorii spun că investighează atât versiunea în care pacienta s-ar fi automutilat, dar și cea în care tânăra ar fi fost maltratată de angajații instituției sau de alți pacienți. Încă 10 polițiști sunt bănuiți de tratament inuman în cazul morții lui Andrei Brăguță. Aceștia au fost audiați aseară după ce procurorii s-au uitat pe imaginele de pe camerele de supraveghere din izolatorul de detenție provizorie al Direcției Poliției Chișinău. Urmarea vizionării circa 1000 de ore de pe cele 6 camere am identificat în acțiunile a 10 angajați acestui izolator, că ei au comis tratament inuman și tratament degradant asupra cetățeanului Brăguț. Nu a fost comisie în repetate rânduri de către acești 10 angajați, în diferite circumstanțe și în diferite perioade de timp. Procurorii nu ne-au putut spune ce anume au văzut în imagini. Totodată, oamenii legii au cerut ca cei 3 polițiști aflați în arest preventiv să fie eliberați din funcție, iar judecătorul și procurorul care s-a ocupat de cazul lui Brăguță să fie sancționați. Anterior, vicedirectorul penitenciarului numărul 16 și șeful serviciului medical de la 13 au fost demiși. Tânărul a murit la 10 zile de la arest. Medicii legiști au stabilit că el a fost răpus de pneumonie, însă părinții cred că fiul lor a fost ucis în bătaie. A plouat cu grindină cât nu ca în această seară în mai multe localități din nordul țării. Detalii are colega noastră Tatiana Anastas. Tatiana, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, vântul puternic, grindina și ploile au făcut prăpăd în unele localități din țară. Potrivit Serviciului Situațiilor Excepționale, hectare întregi de livezi au fost distruse la Florești, la Șoldănești, pe lângă faptul că au fost compromise culturi. O parte din acoperișul gimnaziului din satul Olișcani a fost smuls de vânt, iar la Telenești mai multe case au rămas fără acoperișuri. Și pe restul teritoriului țării ne așteaptă 3 zile reci și ploioase. Temperaturile vor scădea în
medie cu 10 grade. Astfel, dacă astăzi am avut 29 de grade, mâine vom avea 19-20. În centrul și în nordul țării va ploua până duminică, pe alocuri puternic și cu descărcări electrice. Pe la începutul săptămânii viitoare, vremea se va încălzi ușor, ajungând maximile până la 24 de grade, după care se va răci din nou și nopțile vor deveni mai reci, cu maxime de până la 7-8 grade Celsius. Atât despre vreme, Sorina. Tatiana, mulțumesc. Caseră o furtună cu grindină a făcut ravagii în mai multe județe din România. Vijelia a afectat rețelele electrice, iar mai multe case au rămas fără acoperișuri. Furtuna anunțată de autoritățile de la București a durat însă foarte puțin, dar a reușit să rupă 13 copaci. Unul a căzut peste un bărbat de 42 de ani care a murit. Bărbatul se afla pe trotuar când creanga unui copac s-a prăbușit peste el. Omul a suferit răni grave la cap și a murit pe loc. Sunt de vorbă, am auzit cum trosnește pomul. Eu m-am lipit de gard, el a fugit spre stradă, n-am mai apucat. S-a auzit în tot cartierul când a căzut. Furtuna a scos din rădăcini 13 copaci care au căzut peste mașini, ori au blocat circulația pe străzi. Avertismentele de ieri ale primarului au creat confuzie, panică, dar și i-a inspirat pe unii internauți să facă glume. Asta după ce au văzut că furtuna nu a fost chiar atât de violentă precum se credea. Pe rețelele de socializare au apărut diferite poze hazlii. În aceasta, de exemplu, apar 5 uragane, fiecare format într-un sector al Bucureștiului, având nume ale politicienilor din România. Prognozele însă s-au adeverit în restul țării. În Dâmbovița, vântul a suflat cu aproape 60 de km pe oră, a rupt mai mulți arbori și a variat rețele electrice. Mai multe sate au rămas în beznă. În zona de sud a județului Dâmbovița, codul portocaliu face deja probleme, plouă torențial, fulgeră și cerul este brăzdat de tunete. În Târgoviște, sistemul de canalizare nu a mai făcut față și în scurt timp străzile au fost acoperite de apă. A plouat torențial și la Brașov, iar la Cluj acoperișurile mai multor case au fost distruse de vânt. Furtuna nu a ținut mai mult de jumătate de oră, iar oamenii spun că vântul a suflat extrem de puternic. A venit o tornadă și ne-am mutat din loc. Acoperișul fără manoperă a fost 1500 de euro. La Pitești a plouat cu grindină. Meteorologii români au avertizat ieri că vremea se înrăutățește în țară. 5 județe au fost sub cod portocaliu de furtuni și vijelii. După produsele lactate, s-a scumpit și carnea. Producătorii au afișat prețuri în medie cu 15% mai mari. S-a scumpit vreo 10%, undeva 15% s-a scumpit. 85 lei cărnița din șold, lopatca 80, 65. S-a scumpit nu doar carnea, ci și mezelurile. Imediat la știri aflați cum explică producătorii aceste majorări. Parlamentul a votat astăzi repetat mai multe legi respinse de președintele Igor Dodon. Ședința a fost boicotată de comuniști, iar liberal-democrații, care au acuzat partidul de guvernământ că doar mimează lupta cu Dodon, au părăsit sala. Și socialiștii au plecat, iar liberalii s-au obținut de la vot. Democrații au reușit totuși să revoteze documentele cu ajutorul grupului Leancă. Dodon, care este obligat să promulge legile, nu a anunțat cum va proceda. Proiectele au fost reconfirmate de Parlament cu votul a 55 de deputați, democrați și membri ai Grupului Popular European. Asta, deși la începutul ședinței exista riscul să nu fie cvorum, de vreme ce liberal-democrații au părăsit plenul. Teatrul din spațiu public a ajuns astăzi în Parlament. Mă refer la aparenta luptă între Dodon și guvernare. Fiind urmați de socialiști. Am vrut astăzi, în susținerea poziției președintelui Republicii Moldova, să expunem argumentele. De ce aceste proiecte, în opinia noastră, au fost votate în grabă, în pripă, însă cum am observat încă o dată, domnul Candu a uzurpat, practic, Parlamentul Republicii Moldova. Retragerea colegilor din fracțiunea Partidului Socialiștilor nu este altceva decât un gest politic. Liberalii, care tot cred că democrații și socialiștii mimează confruntarea, au rămas în sala de ședință, dar s-au abținut de la vot. Că este ping-pongul ăsta între ei, nu? Asta de o văd și broaștele. E chiar o aberație. Fantezie mai puțin sănătoasă.
În cele din urmă, cele 8 proiecte, printre care unul privind tichetele de masă și unul cu referire la Academie de Științe, au fost revotate fără prea multe discuții. Dodon, care le respinsese pentru că ar favoriza evaziunea fiscală sau, în cazul celui de-al doilea, ar putea să ducă la dispariția științei, este obligat să le semneze. Șeful statului nu a anunțat deocamdată cum va proceda mai departe. Încă înainte de acest episod, liderul PL propusese ca Dodon să fie suspendat din funcție. Președintele nu este statul. Cum spun moldovenii, o pieșcă într-o joacă de șah. Regina statului este Parlamentul. Ideea nu a fost sprijinită însă de democrați, deși vroiau să pară înverșunați împotriva președintelui. Deci e mult mai complicat decât pur și simplu să face iarăși o acțiune de PR, precum au făcut-o colegii noștri din Partidul Liberal. Domnul Ghimpu, în criză de idei, nu mai știe ce să inventeze. Domnul Ghimpu este epuizat ca politician și trebuie să răspundă pentru ceea ce a comis. Recent, Igor Dodon a respins de 2 ori și candidatura guvernului la funcția de ministru al apărării. Deoarece legea nu stabilește ce se întâmplă în continuare în astfel de cazuri, executivul s-a adresat la Curtea Constituțională ca să găsească o soluție. Reguli noi pentru acordarea cetățeniei române pentru copiii minori ai cetățenilor străini, inclusiv din Republica Moldova. Guvernul de la București a decis că cetățenia va fi acordată minorilor la cererea părinților și odată cu aceștia. Reglementările au fost adoptate prin ordonanță de urgență și rezolvă problema celor care nu au fost înscriși în certificatele de cetățenie ale părinților în momentul în care aceștia și-au redobândit-o. Prin urmare, în ultimii ani, aceștia nu și-au început perfecta actele de identitate românești, pentru că nu existau în bază de date ale Autorității Naționale pentru Cetățenie. În momentul în care ordonanța de urgență va fi blocată în monitorul oficial al României, cetățenii respectivi nu vor mai avea absolut nicio problemă și își vor putea perfecta actele de identitate. Potrivit deputatului Constantin Codreanu, cu această problemă s-au confruntat în jur de 60.000 de oameni. Minorii care vor dobândi cetățenia română vor primi un certificat de cetățenie diferit de cel al părinților. În reglementare este prevăzută condiția că la data cererii copiii minori să domicilieze în condițiile legii în România. Călătorie de groază pentru pasagerii unui avion care a decolat de la București și urma să aterizeze în Catania din cauza unor incidente produse la sol. Aeronava a fost nevoită să rămână în aer pentru ceva timp și a fost afectată de turbulențe. 2 pasageri au făcut atac de panică și au avut nevoie de ajutorul medicilor. Incidentul a avut loc deasupra aeroportului din Catania la aproximativ 2 ore după ce avionul a decolat de la București. Înainte de aterizare, turnul de control a cerut echipajului să rămână în aer, întrucât pista era inspectată din cauza unui alt avion care a lovit o pasăre. În timp ce piloții încercau să mențină aeronava la altitudine, aparatul de zbor a intrat în turbulențe, astfel că pasagerii s-au speriat foarte tare, iar 2 dintre ei au făcut un atac de panică. Pasagerii au primit îngrijiri medicale abia după ce avionul a aterizat în siguranță, iar călătorii au fost debarcați după intervenția medicilor. 2 băieți de 14 și 15 ani din Orhei, care acum 4 zile au fugit de acasă, au fost prinși în timp ce încercau să treacă pe jos frontiera la Cahul. Ei au fost surprinși cu ajutorul autospecialei cu termovizor pe timp de noapte. În imagini se vede cum cei 2 stau ascunși într-un șanț atunci când ei se apropie polițiștii de frontieră. Adolescenții le-au spus că au vrut să fugă în România, deoarece părinții tutelari îi maltratau. Ulterior, psihologii ar fi stabilit că minorii nu au fost bătuți. Totodată, oamenii legii spun că băieții nu sunt din familii social vulnerabile. Poliția din Orhei se va ocupa în continuare de acest caz. Magistrații de la Curtea de Apel vor decide luni dacă primarul suspendat al capitalei va fi eliberat din arest la domiciliu, așa cum au cerut avocații. Ședința de astăzi a fost amânată pe motiv că în instanță nu au ajuns toate materialele din dosarul lui Dorin Chirtoacă. La aproape 4 luni de la reținere, acest caz a fost judecat în lipsa cauzei penale, în lipsa dosarului. Dosarul nu a fost niciodată prezent aici, trebuia respins demersul procurorului și trebuia să fiu liber astăzi aici în fața dumneavoastră. Potrivit avocatei lui Dorin Chirtoacă, procurorii nu ar fi prezentat nicio probă care să justifice aplicarea arestului la domiciliu. Atunci când la examinarea recursului nu sunt prezentate materialele dosarului, deci instanța de recurs este obligată să elibereze persoana care este menținută în arest. A fost doar demersul și încheierea instanței de judecată și atât. Prin faptul că instanța de judecată a reluat dosarul, de fapt a confirmat această ilegalitate și această încălcare
încălcare de procedură. Pe de altă parte, procurorul spune că nu știe de ce dosarul lui Chirtoacă nu a ajuns la curtea de apel. În instanță de recurs se examinează doar materialele care au stat la baza prelungirii. Nici de cum nu se prezintă dosarul în întregime. Din care temei au solicitat materialele dosarului, nu cunosc. Reexaminarea recursului avocaților care cer ca Dorin Chirtoacă să fie eliberat va avea loc luni. Acum 10 zile, magistrații de la judecătoria Buiucani i-au prelungit primarului mandatul de arest la domiciliu cu încă 30 de zile. Dorin Chirtoacă a fost reținut acum 5 luni în dosarul parcărilor cu plată, fiind acuzat de trafic de influență și luare de mită. Mai nou, acesta este bănuit și de depășirea atribuțiilor de serviciu. El a fost suspendat din funcție și se află în arest la domiciliu. Dorin Chirtoacă se declară nevinovat, calificând dosarele drept unele politice. Proiectul privind majorarea cu 10% a salariilor de funcție ale bugetarilor a fost votat astăzi în prima lectură în Parlament. Proiectul se referă la 120.000 de angajați care primesc salarii în baza rețelei tarifare unice, adică au între 1.000 și 2.000 de lei. Modificările vizează pe cei care lucrează în învățământ, cultură, medicină, știință sau poliție. Astfel, cei care ridică acum 2.000 de lei vor primi ulterior 2.200 de lei. Majorările costă bugetul statului aproape 340 de milioane de lei, iar proiectul trebuie votat și în a doua lectură. După produsele lactate, urmează carnea și mezelurile. Acestea s-au scumpit în medie cu 15%. Producătorii spun că de vină ar fi deficitul de carne de pe piața internă, care a fost provocat de sistarea importurilor din Ucraina, dar și de micșorarea numărului de porcine. Și carnea de pui s-a scumpit cu circa 8%. De câteva zile, pe tărabele din piețele și pe rafturile magazinelor, vânzătorii au afișat prețul mai mare la carne. Cel mai mult s-a scumpit cea de porc. S-a scumpit vreo 10%, undeva 15% s-a scumpit. E 85 lei cărnița din șold, lopatca 80, 65. Nu e scump tare, 5-10 lei. Ușor, de 3-4 lei s-a scumpit. De pulpă a fost 38 de lei kilogram, acum 41. Pieptul era 60, 65. Și la tarabele cu lactate, prețurile au sărit în sus. Vânzătorii care nu au scumpit produsele spun că o vor face în următoarele zile. Depinde, untul la 2 lei, lactatea 35 de bani, laptele, chifirașul la 60 de bani. Exact aceleași prețuri cum au fost. Da, se așteaptă scumpiri. O să scumpească lactatele. Cumpărătorii spun că noile prețuri îi vor determina să consume mai puține lactate, iar carne vor mânca doar de sărbători. Lapte, brânză, asta numai de sărbători. Dar și fasolele, crupișoare, ridică prețul cine cum vrea. Очень подорожало, вот готовлю родительский день и пришла с деньгами, а ухожу без товара. Lactatele s-au scumpit de binele. Cioleac. Ne mai permitem. Pâncică nu mai putem. Vânzătorii nu duc lipsă de clienți. Ei spun că ar fi puțină carne pe piață după ce a fost sistat importul din Ucraina. Da, mierd, scumpă și continuare. Puțină carne. Înainte mai importa, dar nu. Foarte puține lactate. Foarte puțini bovini. Lumea pleacă din țară. Dumitru Munteanu, directorul unei întreprinderi de prelucrare a cărnii, spune că prețurile au crescut în medie cu 15% din cauza deficitului de carne de pe piață. Nu a fost importat porcină din Ucraina din cauza peste porcini africane. Au creat deficit de carne porcină piața locală. Și din cauza aceasta, acum suntem nevoiți, dacă importăm din țările europene, să achităm taxa vamală 25%. Și asta, respectiv, este reflectat și în prețul produselor. Finit. Cât ține de majorarea prețurilor la produsele lactate, președintele Asociației Producătorilor de Lapte, Carolina Linte, susține că majorările sunt sezoniere și au loc în fiecare toamnă. Micșorează producerea produsului materiei prime, deci laptelui, și are loc majorarea la produsul primar, deci materie primă lapte, și totodată se merește prețul și la produsul finit. Ieri unii producători de lactate au afișat prețuri mai mari pentru lapte, unt și smântână. De exemplu, un pachet de lapte care costa 8,50 lei costă acum 8,79 lei. Sunteți în căutarea unei locuințe sau încă nu ați terminat reparația și aveți nevoie de materiale de construcție, atunci puteți trece pe la Moldexpo, unde veți găsi de toate. E un complex din 30 de blocuri locative, dintre care o să fie jumate la jumate, cu reparații la cheie, primiți apartamentele sau în varianta albă. În complexul dat o să fie și grădiniță, și școală, și spațiu comercial. Imediat la știri vedeți cât costă cel mai ieftin apartament de la expoziție și ce reducere oferă companiile imobiliare.
Acuzații dure la adresa Moscovei au răsunat la adunarea generală a ONU. Petro Poroșenko a declarat că Rusia este probabil singura țară din lume care se află în conflict cu aproape toți vecinii săi și este cea mai mare amenințare la adresa securității internaționale. Tot la ONU, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu mai mulți șefi de stat, printre care Klaus Iohannis și Recep Erdogan. Stealing our nation land, kidnapping people, conducting hidden war, downing civilian aircraft. Is this a kind of behavior we expect from the permanent Security Council member? Russia is not a contributor to the international security, but its biggest threat. Discursul lui Poroșenko a fost plin de acuzații la adresa Rusiei. Președintele ucrainean a spus că Moscova susține separatiștii din estul Ucrainei și trimite soldați ruși în ajutorul lor. Drept dovadă, Poroșenko a prezentat livrete militare ale unor soldați ruși capturați în est. Pentru a se apăra de agresiunea rusă, Ucraina are nevoie de forțe de menținere a păcii, consideră liderul de la Kiev. We remain convinced that the full-fledged UN peacekeeping operation is the only viable solution to protect the people of Ukraine and to get us closer to the political solution. That is why the peacekeepers' mandate should cover the entire occupied area, including the Ukrainian-Russian state border. La adunarea generală a ONU de la New York este prezent și premierul Pavel Filip, care ieri a avut mai multe întrevederi cu câțiva oficiali străini. A stat de vorbă cu președintele Turciei, Recep Erdogan, liderul de la București, Klaus Iohannis, dar și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. O moldoveancă de 28 de ani a murit într-un accident produs în județul Vâlcea din România. Soțul și cei doi copii ai săi, unul de 8 luni și altul de 3 ani, sunt în stare gravă la spital. Nenorocirea s-a produs azi dimineață. Șoferul de 28 de ani ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a sărit peste un canal de irigație și s-a răsturnat de mai multe ori. Femeia a fost proiectată prin parbriz, fiind strivită de automobilul care a căzut peste ea. Accidentul s-ar fi produs pe fondul oboselii șoferului. Poliția română a deschis un dosar pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Deputatul Iurie Dârd a plecat și din Partidul Liberal după ce anterior a părăsit fracțiunea. A făcut anunțul astăzi în cadrul ședinței Parlamentului, însă și-a motivat decizia pe Facebook. Dârd a scris că PL-ul este la final de drum și că nu există voință pentru schimbare. Mihai Ghimpu crede că altceva l-ar fi determinat pe Dârd să părăsească partidul. Mă retrag din calitate de membru al fracțiunii Partidului Liberal, dar și în calitatea membrului acestei formațiuni. De astăzi, omul de afaceri Iurie Dârda este deputat neafiliat. El a scris pe Facebook de ce a decis să iasă din partid. Problema PL-ului nu este corupția, ci criza de idei și acțiuni politice în care se află. Din păcate, PL se pare că este deja la final de drum. Tare sper că greșesc când scriu asta. Oricine vine cu un plan care presupune schimbări pe interior este perceput ca un dușman care vrea să aducă schimbări în conducerea partidului. Liderul PL nu crede că acestea ar fi adevăratele motive care l-au determinat pe Dârda să plece din partid. Mihai Ghimpu crede că el a fost constrâns să ia o asemenea decizie de vreme ce astăzi toți sunt persecutați. Iurie Dârda a anunțat pe 6 septembrie că părăsește fracțiunea PL din cauza unei campanii de denigrare pornită asupra lui, care ar putea afecta imaginea partidului. Tot atunci, Mihai Ghimpu spunea în cadrul emisiunii În profunzime că nu reușește să discute cu omul de afaceri deoarece ar fi plecat din țară. Iurie Dârda este milionar și are două companii de construcții. Una dintre acestea i-a adus anul trecut dividende de 11 milioane de lei, iar cealaltă aproape 400 de mii. Deputatul conduce un Range Rover din 2013, cumpărat în leasing. Fostul procuror general interimar Mihai Murzac, în prezent avocat, va cumpăra în curând pe banca acuzațiilor. Dosarul în care acesta este acuzat de luare de mită în proporții deosebit de mari a fost transmis în instanță. Murzac este suspectat că ar fi luat 95.000 de euro mită de la doi dintre clienții săi. Pe unul ar fi promis că îl va scăpa de pușcărie, iar în cazul celuilalt că va înceta urmărirea penală. În luna mai, procurorii au găsit 45.000 de euro sub cada din locuința acestuia. Murzac se declara nevinovat și spune că banii sunt de fapt onorariu pentru serviciile sale de avocat. El riscă până la 7 ani de închisoare. Maia Sandu a depus un denunț penal pe numele lui Vlad Plahotniuc, acuzându-l de uzurparea puterii în stat. Asta deși lidera PAS insistă că și procuratura ar fi dirijată de democrat. Fiul lui Plahotniuc, Andrian Candu, spune că Sandu este lipsită de imaginație. Vladimir Plahotniuc a reușit să încropească prin șantaj și corupție
o majoritate parlamentară și să controleze toate puterile în stat. Ați văzut vreun caz în care judecata să ia o decizie împotriva lui Plahotniuc? Maia Sandu spune că toate puterile în stat sunt în mâinile lui Plahotniuc. Chiar dacă noi înțelegem că procuratura este capturată, le mai dăm o șansă prin acest denunț să reacționeze și dacă nu reacționează, vor trebui să răspundă mai târziu. Regretabil că sunt nevoit să comentez fantasme și povești, dar cel mai periculos este că atunci când, din lipsă de imaginație sau de propuneri bune, implice în luptă politică instituțiile statului. Vlad Plahotniuc nu a reacționat. Serviciul de presă de la procuratură a anunțat că demersul Maiei Sandu a fost înregistrat și urmează să fie examinat. Anterior, liderul PAS ceruse procuraturii generale ca Igor Dodon să fie tras la răspundere pentru trădare de patrie. Abia astăzi a primit un răspuns. În document se menționează că nu există vreo bănuială că șeful statului ar fi comis vreo infracțiune. Despre sesizarea depusă astăzi la procuratură, dar și despre protestele de duminică, Lorena Boxa va discuta cu Maia Sandu în această seară la o nouă ediție a emisiunii În Profunzime, care va începe imediat după știrile Pro TV. Reduceri de aproape 4.000 de euro pentru un apartament, blocuri fără facturi la căldură și acoperiș care rezistă chiar și la cea mai puternică grindină. Toate acestea le găsiți la o expoziție deschisă astăzi la Moldexpo. Deși companiile spun că au venit cu cele mai mici prețuri, vânzări mai că nu au fost. La târgul de imobile, companiile s-au întrecut în cele mai bune oferte pentru cei care decid să-și cumpere un apartament și semnează contractul pe loc. O companie oferă o reducere de 3.500 de euro. O altă firmă vă propune să scăpați de facturile la căldură cu multe zerouri datorită panourilor solare instalate pe acoperiș. Se presupune un cartier care unde nu vor fi folosite gazele, adică folosim energia soarelui, a pământului și a vântului. Sistemul de încălzire va fi montat în construcția podelilor. Adică nu vor fi baterii, nu vor fi țevi. Cel mai ieftin apartament de la expoziție costă 16.000 de euro. Este la periferia orașului, în varianta albă, și are 36 de metri pătrați. Iar complexul locativ în care se va afla abia urmează să fie construit. E un complex din 30 de blocuri locative, dintre care o să fie jumate la jumate, cu reparații la cheie, primiți apartamentele sau în varianta albă. În complexul dat o să fie și grădiniță, și școală, și spațiu comercial. Cei mai pretențioși își pot ochi o locuință într-un complex rezidențial cu parteră din marmură, pază 24 de ore din 24 și sistem de securitate inteligent în fiecare apartament. Este un sistem pe care îl gestionează paza blocului. Dumnealor au acces la sistemul de securitate din apartament. Atunci când alarma de incendiu funcționează, atunci când sunteți plecați în concediu sau sunteți la serviciu, dumnealor reacționează în decurs de 30 de secunde. Deși companiile s-au pregătit ca la carte, pe la standuri a bătut vântul. Cei care sunt în căutarea unei locuințe spun că s-au așteptat la reduceri mai mari. Sunt niște propuneri interesante, prețurile cam destul de piperat. Căutăm ieftin, dar și să ne simțim în acest ieftin bine. Și pentru cei care se află în plină reparație, agenții au venit cu oferte inovative. De exemplu, dacă sunteți la etapa de instalare a acoperișului, o companie vă propune ardezie din plastic rezistent la o ploaie cu grindină. S-a luat o placă și cu o bilă de 50 de kg de metal s-a aruncat de la o înălțime de 3 metri asupra materialului și s-a văzut iarăși că materialul a făcut față la acest impact. Pentru cei care nu suportă praful, dar și zgomotul aspiratorului, există un sistem care aspiră praful doar fiind conectat la priză. Asemenea, lux costă în jur de 1.500 de euro. Dacă el stă undeva în garaj sau cazangerie, sistemul centralului pălăudărenie состоит из центрального блока пылесоса, мотора, система труб, care устанавливается в полу, в стенах, под потолком. Expoziția va fi deschisă până duminică. Incident hazliu pe un teren de joacă dintr-o suburbie a Moscovei. Două bătrâni s-au luat la harță din cauza unui scrânciu. Bătrânele nu se puteau înțelege care dintre ele se urce prima în scrânciu. Cu ce s-a terminat încăierarea, vedeți în jurnal. Salvatorii din Mexic caută supraviețuitori printre dărâmături și molozi după ce țara a fost lovită de un cutremur de 7,1 grade pe Richter. Seismul a provocat distrugeri de proporții în centrul țării. A crescut și bilanțul victimelor. Sunt aproape 240 de morți, iar în jur de 2.000 de oameni sunt răniți.
Cea mai importantă mobilizare a salvatorilor, peste 500 de militari, pompieri și polițiști, este la școala cu 3 etaje din Ciudad de Mexico, pusă parțial la pământ de cutremurul devastator. Acolo au murit cel puțin 21 de elevi și 5 adulți. 11 copii au fost scoși în viață de sub dărâmături, iar în presă au apărut imagini cum oamenii s-au mobilizat pentru a salva o fetiță. Silențiu total. Este lo que están pidiendo. Silențiu total. Căutările continuă și în alte locuri unde s-au prăbușit clădiri. Ahorita toda hay gente ahí abajo. Toda hay gente que se queja ahí por el ruido y todo eso, pero sí, todavía hay gente de ahí. Le faltan 3 pisos para retirar el escombro. S-au surpat de la cutremur și mai multe biserici, iar credincioșii care erau la slujbe au murit. Supraviețuitorii încă nu își pot reveni și speră că rudele ori prietenii prinși sub ruine vor fi găsiți în viață. Sperando a ver si sale, ojalá esté viva. Mi mama. Sí, esperando que esté viva. Oamenilor le este frică să se întoarcă la casele avariate, așa că numeroase familii și-au petrecut noapte pe stradă. Unii oameni au mers la centrele puse la dispoziție de autorități. Cutremurul de 7,1 pe scara Richter a lovit Mexicul marți, era puțin peste ora locală 13. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 50 de kilometri, iar pentru 10 de clădiri efectul a fost devastator. S-a întâmplat chiar în ziua în care țara a comemorat 32 de ani de la un alt seism care a ucis aproape 10.000 de oameni. În plus, pământul a fost zguduit la o oră după încheierea unui exercițiu organizat în fiecare an în ziua comemorării. Tocmai de aceea, când au sunat sirenele de alarmă, unii le-au ignorat, crezând că este un alt exercițiu. Angajatul unui restaurant din capitală a avut nevoie de ajutorul pompierilor după ce și-a prins brațul într-un malaxor. Da, 20 de minute s-au chinuit salvatorii ca să scoată brațul băiatului din mașinărie. El a spus că totul s-a întâmplat din neatenție. În urma incidentului, tânărul s-a ales cu un traumatism minor. Tensiunile dintre guvernul de la Madrid și separatiștii catalani cresc cu fiecare zi. Premierul Spaniei a anunțat că va face tot posibilul ca referendumul de pe 1 octombrie să nu mai aibă loc, după ce ieri poliția a arestat 14 oficiali ai guvernului regional de la Barcelona. Mii de oameni au ieșit în stradă. Oamenii s-au adunat în centrul Barcelonei în semn de protest față de reținerea celor 14 membri ai guvernului regional al Cataloniei, acuzați că desfășoară acțiuni ilegale. Manifestanții au vrut să demonstreze că sunt hotărâți să iasă la vot și au condamnat represiunile Ministerului Spaniol de Interne. Guvernul de Catalunya a estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del Govern Espanyol amb l'objectiu d'impedir el conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre. O manifestație pentru dreptul catalanilor de a organiza referendumul pentru independență a avut loc și la Madrid. Autoritățile de acolo, inclusiv președintele Spaniei, spun că plebiscitul este ilegal, lucru decis și de Curtea Constituțională. Referendumul ar urma să aibă loc pe 1 octombrie. Puerto Rico a rămas în beznă după trecerea uraganului Maria. Furtuna a lovit insula cu rafale de vânt ce au atins viteza de 250 de kilometri pe oră. Copacii și cablurile de electricitate nu au rezistat. Sute de locuințe au fost distruse, iar cartiere întregi sunt inundate. Înainte de a lovi Puerto Rico, Maria a făcut prăpăd în insulele Guadalupe și Dominica, omorând 9 persoane. Din fericire, uraganul a fost retrogradat la categoria 2, iar acum se îndreaptă spre Republica Dominicană. Două pensionare din Rusia nu au putut împărți un scrânciob și s-au luat la bătaie. S-a întâmplat pe un teren de joacă dintr-o suburbie a Moscovei. Bătrânele au fost filmate în timp ce se înjură și se lovesc. Vrând probabil să-și aducă aminte de copilărie, bătrânele au decis să se dea în scrânciob. Nu s-au putut însă înțelege cine să urce prima leagăn, așa că ambele au ținut strâns de el și s-au înjurat. Pensionarele nu au reacționat la îndemnul trecătorilor de a se calma. Momentul a fost filmat și postat pe internet, iar imaginele au devenit virale.
Un suporter al echipei Lokomotiv Moscova s-a teleportat în tribunele echipei favorite după o pauză de 7 ani. Fiind în Italia virtual, suporterul a stat pe același scaun pe care privea meciurile clubului încă în 1995. Imediat la Sport aflați mai multe detalii. Un incendiu puternic s-a produs în Rostov pe Don la un hotel. 2 persoane au murit. Hotelul de 3 stele se află chiar în centrul orașului. La amiază, clădirea cu 10 etaje a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit martorilor, incendiul ar fi izbucnit la etajele superioare și s-a răspândit foarte repede. Bucăți din acoperișul care ardea s-au desprins și au căzut peste mașinile parcate în apropiere. Presa scrie că 7 vehicule au fost mistuite. După mai multe ore, cei 75 de pompieri au reușit să stingă incendiul care a făcut 2 victime. Una dintre persoanele decedate este administratorul hotelului. În jur de 400 de oameni, inclusiv copiii de la o grădiniță din apropiere, au fost evacuați. Pompierii urmează să stabilească ce a provocat incendiul. Meci superb făcut de Răzvan Marin în Cupa Belgiei. Mijlocașul român de 21 de ani al echipei Standard Liège a înscris un gol spectaculos și a reușit și o pasă în meciul de aseară. Echipa sa a câștigat lejer partida. Avec Marin. Marin qui va tenter sa frappe, le but! Superbe but! Le superbe but de Răzvan Marin. Ah, celui-là il est beau. Răzvan Marin a prins un șut de senzație de la aproape 30 de metri și l-a învins pe portarul advers. Din pauză, tânărul fotbalist român a pasat decisiv la un alt gol al echipei sale. Standard Liège a câștigat cu 4-0 meciul în fața unei grupări din Liga Secundă și s-a calificat în optimele Cupei Belgiei. 23 de meciuri, 3 goluri și 2 pase decisive are Răzvan Marin în tricoul celor de la Standard. Surpriză de proporție, Real Madrid a cedat în fața celor de la Real Betis și rămâne fără victorie pe Santiago Bernabeu în acest sezon. Galacticii nu au reușit să înscrie pentru prima dată după 73 de meciuri. Real Madrid a cedat pe teren propriu în fața celor de la Real Betis, scor 0-1. Chiar dacă au dominat pe parcursul partidei și și-au creat numeroase ocazii de gol, galacticii nu au reușit să înscrie. Coșmarul gazdelor a venit în prelungirile partidei. Sanabria a înscris în minutul 93 și le-a adus victoria celor de la Betis. Astfel, madrilenii au ratat șansa de a depăși recordul de meciuri consecutive cu gol marcat deținut alături de Santos, 73. Real Madrid ocupă locul 7 în campionat, având 8 puncte după 5 partide. Tot ieri, Atletico Madrid s-a impus la limită în fața celor de la Athletic Bilbao, scor 2-1. Oaspeții au avut însă emoții mari pe finalul primei reprize. Gazdele au beneficiat de un penalty pe care însă nu l-au transformat. Oaspeții au spart gheața în partea secundă. Correa și Carrasco au adus victoria madrilenilor. Pentru gazde, Garcia a marcat în prelungiri. După victoria de aseară, Atletico Madrid ocupă locul 3 în campionat și rămâne neînvinsă în La Liga. Fără surprize, granzii din Premier League s-au calificat în optimele Cupei Ligii Angliei. Cea mai categorică victorie a serii a fost reușită de Chelsea Londra. Chelsea a învins în Cupa Ligii Angliei formația Nottingham, scor 5-1. În fața propriilor suporteri, londonezii au decis soarta calificării în optimile competiției încă în prima repriză, reușind să marcheze de 3 ori după 45 de minute. Batshuayi a fost omul meciului, belgianul a înscris de 3 ori. Într-o altă partidă, Manchester United s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Barton. Rashford a reușit dubla în prima repriză. Rashford. Oh, that's a delightful hit from Marcus Rashford.
Pentru gazde au mai înscris Lingard și Martial, iar golul de onoare al oaspeților a fost semnat de Dyer. Rivala din oraș, Manchester City, a trecut la limită de West Bromwich, scor 2-1. Sané a deblocat tabela de marcaj încă în minutul 3, însă gazdele au egalat în partea secundă. Mijlocașul german a semnat dubla în repriza a doua și a adus victoria cetățenilor. Tot ieri, Arsenal a trecut cu 1-0 de Doncaster, iar Everton s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Sunderland. Meciurile din optimile Cupei Ligii Angliei se vor disputa pe 24 octombrie. Este oficial, Diego Costa va reveni la Atletico Madrid. Chelsea Londra a anunțat astăzi că a ajuns la un acord cu clubul spaniol pentru transferul atacantului. Costa a mai jucat pentru Atletico între 2010 și 2014. Bueno, pues ha entrado Ciprian Marica, el rumano. Ojo! €55 de milioane va plăti Atletico celor de la Chelsea pentru jucător, anunță presa internațională. Diego Costa se va alătura clubului din capitala Spaniei abia în ianuarie, când se va încheia interdicția pentru transferuri pentru Atletico. Atacantul nu a mai fost folosit în ultimul timp de Antonio Conte la Chelsea. În sezonul precedent, Diego Costa a marcat 22 de goluri pentru clubul londonez. Seria de vis continuă pentru Juventus. Bătrâna doamnă a trecut la limită de Fiorentina și a ajuns la 5 victorii în primele 5 meciuri din campionat. Mario Mandzukic a înscris singurul gol al partidei. Atacantul croat a finalizat centrarea lui Cuadrado și a adus victoria lui Juventus în partida cu Fiorentina. A urmat încă o lovitură pentru oaspeți. Fiorentina a rămas în 10 oameni după ce Badel a văzut cartonașul roșu. S-a încheiat 1-0, iar Juventus are punctaj maxim după 5 etape din campionatul Italiei. Cu 5 victorii a debutat și Napoli. Trupa lui Maurizio Sarri a trecut cu 4-1 de Lazio. Chiar dacă s-au văzut conduși în prima repriză, oaspeții au reușit să întoarcă scorul în partea secundă. Koulibaly, Jorginho, Callejon și Mertens au marcat pentru Napoli. As the ball's played into space again, Mertens beaten to the ball by Strakosha, but he sees Strakosha out of his goal! Oh, it's 3-1 to Napoli! Mertens with a superb... Tot ieri, AS Roma a trecut cu 4-0 de Benevento. Gazdele au înscris de două ori în propria poartă, iar Dzeko a reușit dubla. AS Roma are 9 puncte în campionat după 4 meciuri disputate. Un suporter al echipei Lokomotiv Moscova a primit un cadou fantastic. Acum 7 ani a plecat din Rusia și nu a mai putut urmări meciurile formației favorite. Aseară însă acesta a fost prezent în tribunele stadionului din Moscova prin intermediul realității virtuale. Lazar Petrov este fan al clubului Lokomotiv Moscova din 1995. Până în 2010, când a fost nevoit să plece definitiv în Italia, el venea la fiecare meci al echipei sale favorită. Suporterul spune că își dorea să retrăiască atmosfera din tribune, așa că echipa i-a venit în întâmpinare. Exact pe acel loc unde Lazar Petrov a stat ani buni, a fost instalată o cameră care filmează 360 de grade, iar suporterul a primit ochelarii cu realitate virtuală, care îl teleportează pe stadion. Ну это прям телепортация какая-то. Лазар a avut norocul să savoreze și un gol marcat de echipa sa. Ale, ale, loco, ei! Lokomotiv Moscova nu se va opri aici. Noul proiect va oferi șansa și altor fani aflați peste hotarele Rusiei să privească meciurile echipei favorite. Doritorii se pot înregistra pe site-ul clubului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogdan. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Să aveți o seară frumoasă!